Out of the Box. Controverse în dialog. Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint. Salutare tuturor, bine ați revenit la Out of the Box, programul în care punem la încercare idei și mituri despre societatea românească, ne punem și în pielea celorlalți și vedem dacă putem să schimbăm ceva și cum o putem face de fapt cu câteva idei simple. Loran Balint este invitatul meu permanent. Loran Balint este om de marketing și profesor asociat la mai multe instituții școlare din România și străinătate. În fapt, meseria ta este să vinzi lucruri, nu, asta ar fi, dar să-i faci nu. pe oameni să gândească, nu? nu meseria mea, mea de bază ar fi să înțeleg pe oameni. Să înțelegi pe oameni. Să înțeleg pe oameni și să reușim să comunicăm eficient cu ei. Fiecare expert în marketing va protesta la exprimările mele, dar asta e situația. Deci, faci segmentare, te uiți la oamenii, înțelegi și după care aplici câteva idei care ne pot face viața. Practic, mai încerc să aduc oamenii în ceea ce se întâmplă în societate să ținem cont de oameni. Și asta este valabil fie că vorbim despre sport, fie că vorbim de cultură, fie că vorbim despre branduri, companii. Să ținem cont și de oameni. Bine. Nu doar producem lucruri, ci le producem pentru oameni. Atunci explicăm de ce nu fac românii sport. Dacă e să ținem cont de oameni sau poate o idee greșită. Mamă, este o temă foarte, foarte amplă care necesită mult mai mult timp decât avem noi la dispoziție și atunci ați propune să rămânem focusați pe un aspect dintre toate lucrurile care există. Nu este singurul și poate nici nu este cel mai important. Dar se tot vehiculează în jurul nostru că România nu are bani, România nu are resurse. Eu știu că avem bani, știu că avem resurse pentru sport. Adică este nu facem important. sport pentru că nu avem unde. Pentru Bun. că nu avem unde noi ca și populație, dar și pentru că nu avem unde, pentru că nu avem bani să construim lucruri mm -hmm. și tot. Ori, cred că trebuie să ne uităm un pic și cum construim, adică lucrurile pe care le avem, cât de relevante sunt și cât de pornite din ceea ce se întâmplă în societate sunt ele. Pentru că riscăm să construim la fel ca acum 40 de ani, 50 de ani, 70 de ani, terenuri de fotbal, terenuri de sport pur și simplu, ori societatea s-a schimbat. Dacă stai de vorbă astăzi cu oamenii și dacă le observi cu, uh, comportamentul, uh, astăzi nu este neapărat să facem sport, că vorbim despre sportul da. de masă. Este socializare în context de sport. Oamenii ies să socializeze într-un context de sport. Okay. Fac, jucăm un fotbal, jucăm un baschet, dăm un tenis de masă, dar mă întâlnesc cu oameni, socializez cu oameni și când alerg, de regulă este people bring people aduci pe altcineva și alergi împreună cu el. De fapt, noi vrem să ne întâlnim cu oameni făcând sport. Făcând sport. Sportul este unul dintre contextele în care ne întâlnim și ăsta este și cel mai natural în mod în care putem să aducem sportul în viața oamenilor. Este să creăm cât mai multe oportunități de socializare în context de sport. Și atunci este foarte important când construim infrastructura pentru sportul de masă. Este în loc să pornim de la uh, ideea facem un teren de sport, este facem un loc de socializare care are și un teren de sport. Schimbă paradigma, pentru că pornești de la mobilierul stradal, pornești de la modul în care așezi coșurile de gunoi în spațiul respectiv, astfel încât să fie cât mai prietenos, cât mai uh, să invite pe oameni să iasă să petreacă timp acolo. Crei treaba cu coșurile de gunoi? coșurile de gunoi de cele mai multe ori sunt așezate lângă banca pe care ar trebui să o odihnești și atunci tu stai practic cu capul în coșul de gunoi. A, dar nu deci, și, în dar parcuri, așa și în parcuri da. și peste tot, România are mania asta ca și cum ai sta pe bancă și trebuie să arunci neapărat semința în coșul de gunoi. Dar este absurd, pentru că tu le ceri oamenilor să socializeze lângă coșul de gunoi. Ok. Deci, simpla mutarea coșurilor de gunoi de lângă bănci o să... Dubleze, tripleze utilizarea băncilor din România, sunt convins. De asta. mi ai povestit la un moment dat că și în spațiile de joacă pentru copii trebuie să faci un da, anumit tip, da. tip de separare. Atenție, vorbim despre rezultatul muncii de câteva luni de zile, în care am petrecut foarte mult timp observând oamenii, special din Brașov și din București, observând și discutând cu ei despre ce înseamnă să fie activ, să facă mișcare, să facă sport în orașul lor. E, ne lăudăm, pe bună dreptate că avem, de exemplu, în Brașov sau în București foarte multe mese de tenis de masă. Sunt multe tenis. Arată bine pe hart, pe, în tabele, este impecabil. Dar când ne uităm în realitate, o să descoperim că foarte multe dintre ele sunt aplasate lângă locurile de joacă ale copilor. Cii? Adică ai masă de tenis de masă lângă groapa de nisip al copilului, ceea ce înseamnă că risci să-i dai o paletă în cap copilului. Te joci copilul de 2-3 ani, 5 ani care vine la tupogan la leagă, în alergă, nu poți să-l ții sub control și tu joci tenis de masă. Nu să te mai duci să joci tenis de masă pentru că te încurcă. Mai mult, poți să-ți mai scape o vorbă nu neapărat foarte politicoasă și atunci ai bonele, bunicile. A, nu se poate să vorbiți așa, domnul, domnul, domnișorule, tinere, adolescentule, nu poți să vorbești așa. Și atunci, dintr-o dată, deși le avem pe hârtie, ele nu sunt folosite. Și zice, mamă, tineri din ziua de azi nu mai joacă de ninoasă. Păi nu mai joacă, pentru că e lângă topogan, este lângă uh, groapa Aha. de nisip și lângă locul unde congreghează bonele și bunicile și părinții, iar tot tânăr este ultimul loc unde ai vrea să fii ok, deci ca adolescent sau ca tânăr în primii ani de viață, vrei să ai spațiul tot de socializare Absolut. separat. Absolut. Iar asta este un lucru de care trebuie să ținem cont și trebuie să intervenim cât mai rapid în a schimba realitatea. Foarte, foarte multe locuri. Este și o chestie de pragmatism. Facem, avem un spațiu, aici construim și un loc de joacă și punem și un teren de basket, tot. Era la Brașov un coș de basket lângă o groapă de nisip. Mă, mingea de basket dacă îi cade în cap unui copil. La terminare, la doi ani de zi, să o minge de basket în, în cap, este super nasol. Atunci, normal că nu folosești uh, coșul respectiv. Atunci, uh, pe de-o parte, tre pornind de la faptul că sunt locuri de socializare, apoi continuăm socializare, dar trebuie să ne gândim cine vrem să socializeze în spațiul uh, respectiv. Vrem copii cu bonele? Vrem și tinerii în același loc? Păi nu prea merge. Pe hârtie merge? Nu merge în viața și atunci reală. le separ. Dar spui tu că mai e o chestiune legată de locurile de joacă și minisport. Da. -ă, oricine are copil de 8-9 ani astăzi, are o mare problemă. Deja orașele mari ale României stau din ceea ce mai bine la locuri de joacă pentru copii. s au investit mult, s-au creat multe te prin țară, vezi foarte multe leagăne, topogane. Eu le zic locuri de mai muțăreală, absolut normală pentru copii, descoperă mișcarea, se joacă tot. Ce faci când ajunge copilul la 7-8 ani? Pentru că dintr-o dată nu mai vrea să stea cu copilul de 2, 3, 4 ani în același loc, să facă același lucru, vrea alte lucruri. Dar nici nu este destul de mare să se ducă pe un teren de uh, sport cu adolescenții și cu ceilalți. Și ai pierdut. Deci ai o perioadă între 8 și 12 ani în care, păi, nu prea mai au ce să mai facă. Și atunci uh, cred că am avea nevoie de regândirea locurilor de joacă pentru copii, astfel încât să includă și locuri pentru mini sport. Copilul de pe la 5-6 ani să înceapă să arunce la un coș de baschet, să înceapă să aibă o poartă de mini-fotbal. Să fie niște lucruri care să facă tranziția de la mai muțăreală către sport. Dar și nu la fie... coșul înalt. Nu la azi. coșul nu înalt, în niciun caz, și nici la poarta mare de metri cu m, pentru că e mult prea mare și nu e atractivă pentru copii. Și trebuie să fie joaca de sport, atenție, joaca de sport. Dar lucruri de calitate, uh, lucruri care să amintească de coșul oficial, dar la dimensiunea copilor. Practic trebuie să gândim un pic strategic. Avem, îi aducem pe copii, s-au născut copii, încep să facă mișcare, mai muțărându-se, dându-se în leagă, în urcând topogan, copărând, agitat, e au energie, au tot ce vrei. Șapte, ani îi tre trecem spre mini-sport. Mini-sport se joacă, se joacă de-a fotbal, se joacă de baschet, se joacă de handbal, hockey, poți să-și cumpere astăzi croasă și se joace la o poartă. Iar apoi o să treacă spre sport, în școală, la club sau în oraș cu tot O observație pentru adulți, Loran Balind, făcută la Brașov, de către tine, cea mai interesantă observație din ultima vreme pe care mi-ai povestit-o: Că ai vrea ca adult să noți de exemplu, la, la Brașov, da. Asta fiind orașul tău de baștină, de asta-l folosim da, da. și pentru că ai lucrat un program pentru da. Brașov. Ei, dacă ne uităm de ani de zile, de ani de zile, de foarte mulți ani de zile, la Brașov programul bazinului olimpic este de la 8 la 19. Deci de la 8 la 19 este folosit mai mult, în timpul zilei are pauze de jumătate de oră pentru curățare. Deci sunt serii de 90 de minute pauze de jumătate de oră pentru curățenie serie de 90 de am făcut un calcul, practic este în medie utilizare de 6,6 ore pe, pe zi. Deci el stă nefolosit 17 ore așa. Ceea ce este absurd din punctul meu de vedere, mai ales ca adult, când de multe ori vei să noți înainte de muncă sau după muncă. Adică, adică la poți să începi 6, de la 6 la 6, da. 7 dimineața exact. sau seara la 9, 10, exact. că atunci ai timp. Exact. Iar schimb, simpla schimbare a programului poate să dubleze capacitatea de notă a orașului. Adică în loc să construiești un nou bazin, tu modificând programul de funcționare, angajând 2, 3, 5 oameni în plus normal care să gestioneze perioadele acestea de timp, cu investiție practic mult, mult, mult mai mică, dublezi orele de not pentru brașoveni. Deci, ne întoarcem un pic, avem resurse, avem bani, nu știu sigur dacă le folosim pe cât de deștept am putea să folosim. Și înainte de a... pe perete mare la noi în agenție, la Public Sports, scrie să nu lăsăm lucrurile pe care nu le putem face, să stea în calea lucrurilor pe care le putem face. Sunt foarte multe lucruri pe care le putem face. Dacă ne gândim, dacă facem un pas înapoi și dacă ne punem un pic în papucii oamenilor și gândim un pic ca oamenii. Ne dăm seama că sunt anumite intervale de ore la care ar vrea să noate oamenii. Ne dăm seama că vor să socializeze în primul rând, nu doar să facă sport. Ne dăm seama că nu vor să stea în jurul uh, altor categorii de vârstă, ci vor să stea în jurul uh, oamenilor uh, ca ei. Și dintr-o dată sunt niște schimbări care pot să aibă un impact uh, imediat. Am zis la început, nu este un singur motiv pentru care românii nu fac mișcare, nu sunt activi, nu fac sport. Dar un lucru pe care, sau o serie de lucruri pe care le putem uh, adresa deja sunt cele pe care le-am menționat mai devreme. Mulțumesc tare mult, Laurent mm -hmm. Balint, este invitatul meu la Out of the Box. Săptămâna viitoare, cred că vorbim despre marea binefacere de pe capul clubului Dinamo, care are un stadion în paragina acum. Și suna, adică cum. Că nu are încă un stadion nou. Că nu are încă un stadion nou. Vă povestim imediat. Out of the Box. Controverse în dialog. Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint.